Bine v-am găsit manfian, la un nou episod din seara de breas la haiducilor pentru cei care n-au văzut episodul anterior. Ei bine, nu uitați când vă regăsiți playlistul seriei pentru că am făcut ceva foarte special după aproape un an pe această hartă. Am reușit să completăm gaulul de 5000 de diamante și o să vedeți ce am făcut și cu o parte din ele. Iar pentru cei care n-au live-ul de duminică, ei bine, am lucrat în partea aceasta și am făcut acest tunel. Plus pe videoclipul anterior am terminat podeaua, iar astăzi de început vreau să terminăm această cămăruță să avem și hub de la portalul către peștera dragonului. Concluzie, cu cât e mai lung tunelul, cu atât se formează mult mai interesant iluzia optică, puteți observa că nu se formează deloc fiind atât de scurt, iar în partea aceasta am terminat designul camerei, e destul de simplist, dar nu prea avem ce să-i fac, sincer să fiu cu voi, pentru că am zis să fie ceva micuț, să nu mă complic, să fie prea mare, pentru că, după cum am spus și în episodul anterior, nu vii în fiecare zi non-stop aici, deci când vii să fie așa un design drăguț, să nu fie chiar tot nederecol așa urât, iar acum avem designul. Plus, am zis să folosim niște wall-uri, n-am folosit deloc la tunel, însă în camera asta am zis că ar merge să aibă puțin relief, deoarece nu prea am avut cum să facem treaba asta pe aici, fiind așa pe colțuri, n-aveam cum să pun wall-uri, care arăta foarte ciudat și am zis că dacă tot avem vreo 2 perezi laterali, am putea să facem treaba asta foarte lejer și arată bine. Plus, avem același design în partea asta cum avem acolo, doar un mic lucru schimbat, am pus wall-uri și am pus acolo niște endstone să fie așa cât de cât și mi se pare drăguț, iar acum hai să aprindem portalul și bam, așa arată. Totuși în partea asta nu mai pus Soul and Soul Soil pentru că, nu știu, pe OV-ul la parcă e mega, mega ciudat și am că nici n-ar rost să ajungem partea asta și te oprești, treci de linia de finish și aia e, mamă, ce urât o făcut. Pentru că vreau să mă ocup de această zonă, după cum a zis și din titlu, o să fie ultima licitație și o să fim gata în parcul ăsta de distracții. Nu cred că o să mai întâmple nimic pe aici în afară de zonele verzi și cam aia o să fie, o să ne putem mândri că am mai încheiat o zonă și un proiect la cum așa de final de sezon. Și sincer să fiu cu voi, voiam de 1 iunie să încep această licitație, însă n-am terminat interioarele și uite că tot răul spre bine, dacă nici acum nu avem bănuți, să ne permitem să oferim niște recompense destul de interesante pe aici, nu știu când o să avem tineri în costum de mâț. vezi ceva diferit dar aici? costum de mâț, de deci ce să spun că e costum de leu. l e u A, e, e știi de care e faza? Mâț, leu, tot trei litere, consoane vocale, chestii, știi? Ah, Mai a, și capasta asta galben, galbenă, Garfield Junior, pe bune. Adică burta asta e cam mică, dar... Uh, eu, ai făcut drumuri, ai făcut drumuri. Nu, drumuri și poduri fac, drumuri și poduri fac de când mă știu și măgar râs și aici. E, ok, ah, hai în partea asta. Bă și nu-i măgar, îi no, no, no. miul din ăla. Ca târ, așa. Ei, fiar, pe mine, tot măgarii. Nu, ca e un pic Medici mai șmecher pe... decât măgarul. Și nu poți să-l Nu. Bine că n-am pus legal. nimic în el așa. Te-ai uitat în ce Nu, ah. Nu, nu, uitat, nu. <laughs> mă uit, nu. mă gândeam că te-ai uitat în el. ok. Nu mă uit, nu mă uit. Da. Um, hai în partea asta să-ți arăt ceva Și să te pun să fii orator așa Ia uite. Hai să folosim lectorul asta cum trebuie da. Dăm amândoi deci. și citește Trebuie să citesc eu, da? Da, tu prima pagină și eu a doua ca să fie așa Bun, fii atent Bine te-am găsit la ultima licitație din acest sezon Vrei să ajungi bogat peste noapte? Această licitație îți poate îndeplini dorința Tot ca până acum Poți să te plimbi prin toate clădirile, dar nu ai voie să ștergi, să le deschizi, nimic. La final, redenumești diamantele și le pui în butoiul din fața clădirii pentru care vrei să licitezi. Această licitație începe marți, 15 iunie și se încheie joi, pe data de 1 iulie 2021. Succes tuturor și să ne vedem sănătoși la iarna care vine! Atât, atât. Da, asta a fost. Și dorești da. să fii primul participant la această licitație șmecheră? Și să fac și turul A. pe aici, așa frumos, chestii, trestii? Hai, hai, da, bun. vreau și dacă ai un ender, da, las, cam am pe blocul, la mine mi ajunge uh, Bun, ok. Uh, dreapta stânga sau stânga dreapta? De unde începem? A la bala portocală, cine mi-a furat banana, dreapta. Ok, dreapta, așa, să fie de la fierie <laughs> începem. Bun, în primul rând, avem aici, după cum știi, zidul ăsta pe care l-am văzut de o grămadă de ori, foarte exact. șmecher. O, după avem fierie asta cu cu tot ce trebuie. Dacă vii aici Uf. din spate, se poate observa cum am făcut și furnace așa mare, tot ce trebuie, frumos, o, ce așa elegant dat. cât de cât. Mă gândeam să asta. pun granit și bricuri Uf. numai că după aia e așa prea mult în evidență. Intrăm înăuntru, asta, ia uite, o măsuță frumos, aici o bucătărie, putem să urcăm la etaj Bă. și Simt la etaj și avem un Da, nu prea avem ce să pun în ele, mai ales că micuțe, așa, am zis să le decorez, că exact. pot, cum pot și nimic foarte, foarte, foarte fancy și mensi. Nice. Nice. Da, și nice, butoiul nice. butoi ăla de acolo, dacă vrei să-l citezi de pe acum sau întâi te toate și după lași bănuții. Nu, că la toate, toate uh, eu acum am dat seama că am uitat Tenville. Ar trebui să pun un Tenville. <laughs> da, okay. dar, dar da. nu mai, mai, era... Uite acolo pe corabila astea mai... E ok, se descurcă <laughs> A, da, de rapide, uite, să le iau acolo. -ala și să le mută. Da, da, mă, uite. Uite, ma creier. Eu și uita sunt de alea. creier mi spune mama de că m-am făcut. ok. Deci ești Dani creier în buletin? mai da de căcat, la așa. Da, <laughs> vezi că trebuie să-l pui invers. <laughs> Bun, și acum hai două blocuri în partea asta și ești la suprafață viate. pe dincolo. Opa. Bine, până Dai. atunci mă cul, te descurci tu. Mai găsesc ieșire și de pui. Gata, frate Da, și un pic să, să nu fie mă, și asta de... <laughs> Vai... Salut! Ok, bine, bine te-am regăsit. Aici avem numai parter, avem o intrare, un hol micuț, o bucătărie și o cameră, nimic foarte special. Okay, nice. nice, 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 Așa toate. Totuși mă gândesc că trebuia să facem casa din altceva ca să nu fie chiar atât de măusprus, dar e ok, merge și așa. Mie tot îmi place cum arată. Da e drăguț. Uite o căsuță micuță. Aici tot așa mai o bucătărie, mică, pat, mai masă, da. nu prea ai ce să pui mai mult. Și pentru dai, cine dai, o să întrebe de baie, ia uite Dani, vezi cât de mare e toată baia asta? Na, Și Ia ai uite. și frunze. Uite, câte frunze ai Da, cum? Și după aia duș. Ia, uite cât de mare e dușul ăsta. Exact. Ia uite, ce Și uite, uite cascada acolo, bigarul direct, mă rog. A, da, uite, Am vezi, a da, da. A, rezolvat. Și uite și aici duș, dacă vrei, fa, o loc de mare, ui. Îi... Da, Săpun asta e plat. Mai taxa. Da, da, da. Exact. Bun. În partea asta Bun. avem un grajd cu un mic catâr și în partea asta uh. avem hanu. Aici jos avem două măsuțe, cât s o putut, o bucătărie pentru hangița noastră, iar dacă mai avem noi până la etaj, adică trebuie să facem roată sau colim, să chestii, dar mai are bine și așa, ajungem sus, unde îs și camerele de închiriat. Și cam atât. Uh -huh. Cam asta este. Mamă ce frumos, ai zis să nu deschipi să astea. Păi da, deschizi, uh. nu deschizi, nu spargi nimic și da, ca să nu te influențezi eu să lași un stack de bloc la fiecare, uh. dacă se poate, Așa? Ai că de unde ești nebun? Se pare că sunt miliardar? Păi în eu... Diamant? Da, nu contează, așa. O să te las să nu te influențezi și îți urez succes la licitat și dacă mai ai prieteni să-i chem și pe ei pe aici să-și trece banii la licitația mea, că împărțim jumătate jumătate, da, parcă nu? Așa discutasem. Da, da, 50-50. Așa, pe așa, perfect, perfect, perfect. Bun. Da, succes, papa. Acum că am terminat ultima licitație, cine aștepta de ceva timp, am zis să vin în partea asta pentru că, ia uitați-vă, și portul ăsta comercial ne așteaptă de destul de multă vreme, așa că ar merge să-l terminăm înainte să facem ultima hartă, cea pe luna iunie. Ce-a fost mai ușor o trecut și anume avem exterioarele tarabelor, sincer să fiu cu voi, începe să-mi placă ideea asta să fac corturi, dar să fie așa mai diferite cu mai mult lemn și plână, așa să fie 50, 50, 70, 30 în ideea aia în care totuși să ai mai mult și să te ajuți de el să faci o formă cât de cât mai interesantă, să nu fie chiar atât de basic și începe să prindă contur zona asta, mai ales acum vine partea cea mai migăloasă, să zicem așa, deoarece avem de adăugat melon, pumpkin și trebuie să adăugăm și acești balos pe aici până cutiile astea, plus butoaie pe lângă, de exemplu, în partea asta pentru că e foarte mult spațiu, o să vină mai multe butoaie și mai vedem, mai craftăm noi iar în partea asta cred că o să înlocuim cutia asta, de exemplu, cu butoaie și eventual pe aici câteva, iar mai apoi partea care nu-mi place deloc și pentru că trebuie să stau să mă gândesc și anume ce o să vindem. De exemplu, în partea asta trebuie să vină flori și atunci, bam, niște cesturi, niște pământ, flori, în alta, o să dureze... A, și uite, acum a venit o idee, dacă avem o tarabă de flori aici, de exemplu, Aici să avem pământ în cutia asta, să ai pământ pentru flori. Altfel arată acum portul comercial nu mai e atât de golaș față de cum era înainte și mai ales în partea aia. Deci acolo clar îi plin, însă mai avem de adăugat niște detalii și anume să facem aceste docuri să fie încărcate și ele cu niște mici materiale după trebuie să facem intrare la aceste tarabe și să adăugăm niște lumini plus vreo două căruțe, cred că ar merge. Însă asta o să facem pe live-ul de mâine, pentru că după cum știți facem la în fiecare duminică de la 10 la 13 cu breas la dușilor Săptămâna trecută a fost o mică excepție pentru că nu am fost acasă, însă revenim în forță așa încet încet, iar după bac o să vină și mai multe videoclipuri. Însă lăsând asta la o parte, hai să mergem să facem ultima hartă și nume harta de pe luna iunie, însă o facem puțin mai târziu, astăzi astăzi este data de 18, mai exact 19, când o să vedeți voi acest videoclip, însă nu prea contează acum ultima lună, e ok să mai întârziem și noi puțin, pentru că totuși am început cu luna ianuarie și am dus-o 5 luni în fiecare lună pe data de 10, așa că în ultima lună zic și eu că Putem să facem o mică manevră și să fie, stai, cum? cum am scris înainte? Ah, ok, am înțeles, atunci trebuie să am și tastatura în română și schimbăm puțin. Hartă, 18.06.2021, hai să luăm 9 hărți. Acum că am mers și am craftat empty uri că mai avem numai vreo 5, hai să începem și asta ar fi fix prima Ia uite, mamă cât de șmecher arată acum castelul ăsta, cum e și trasat și tot Altfel arată acum, mai ales zona asta, avem toate căsuțele și e mult mai plin portul ăsta comercial Nu mai e atât de gol și o să fie mult mai plin în momentul în care terminăm și docurile Iar în partea asta mai avem ferria și A, avem și iazul acolo Avem iazul și avem ferria și atât cred Nu mai avem nimic schimbat față de luna mai, nu? Da, uite, în partea aia și după în parte. asta, dar totuși gândiți-vă că avem intrare la fiecare căsuță din asta, deci s-a lucrat ceva. S-a muncitorit destul de mult și o să urmeze să avem intrare și pe aici, iar în restul zonei vedem plus grădina aceasta a castelului o să fie și agata, gata, iar în rest nu știu exact ce o să fie, dar o să aflați și voi în mare parte aproape deodată cu noi, iar acum hai să mergem că am vorbit cu Nenea Dark și vreau să-i vă reacția pentru că, după cum vă duceți aminte dacă ați văzut episodul anterior, dacă nu aveți playlistul o seriei în descriere, palmierii de la baza lui, să mă rog, o parte din palmieri i-am transformat în Ancient Debris și palmierul ăla gigantic îi piesă de rezistență, așa că foarte curios care o să fie reacția lui când o să vadă. Vecinii iar mai nu te mai iar Mai Iar mai aici. Păi nu te am mai văzut de, presupunem, o lună. Câteva săptămâni Lege, Lejer aproape Da Ia zi ce, faci pe aici? Păi te-am chemat pe aici Iar vin la furat Ai vin la furat Ca să-ți ceva Nu că fur tot timpul da, uite, ți-am pregătit un cadou special, așa, mm. de final de sezon. Ciopățel, ciopățelul ăsta nebun, nu care l-am pusem noi. Nu, da. nu, păi atunci? hai mai încoace. Mai știi că ziceai de copacul ăla mare, de palmierul ăla gigantic, că bă, ăsta ar fi fain da. să-l facem noi din Ancient Debris, dar nu știu dacă o să reușim. Bă, bă, <laughs> bă, ți-ai dat în creativ, Bă Nu? Bă, am bă, am după cumpărat bă. tot ancient debris ul pe care l-am putut cumpăra și de la Zino, de la Ionuț, de la Colpir, de la Dani, de la Cipri. Ma. Bine, de la Cipri. Au bă, ajutat bă. băieții ăștia pentru mine. Bă, ce drăguț. Nu a ajutat că l-am plătit, deci da. Tre trebuie să pe ce, e plătiți pare. Ah, ok. Păi, am cam și eu plătit. care mă gândeam să iau câte o, o o ladă de bere să-l dau pe cartea. Da. Na. Da, la colpire am dat. Sau, sau vrei să-i dau pe toate? convenabil, așa, îmi place, îmi place. așa, așa. Da, uite, și l-am făcut și pe Nu bășta. ești întreg la minte. Deci chiar nu ești întreg la minte. Ah, postești, -am mm -hmm. am și l-am văzut de nebi. Am crescut la ăla de spate, m am uitat. Ia uite. Au mm. Am mai rămas Mama. un stack și 33. Mamă. Mamă. Ca să fie treaba, treabă Pentru restul mm. pe care o să-i mai faci tu pe aici. Bă, dar nu ești Bă. întreg la minte, de Chiar de plitisești mă. Deloc, deloc. Adică, da, bă, posibilități. Hmm. Și uite, fii atent ca să înțelegi un lucru, hai să zburăm puțin până Am. la cupacul ăla cu gauluri, Ca să vezi ceva acolo. Așa. Nu? Așa, ceva, ceva mic. Ai, ai zic că le-ai pe toate într-o lună că ești nu, n-am na, ajuns chiar până acolo, dar ia uite la la de sus. Cel mai rar a, aș... What? Armura? Uh, okay. Da, era aia cu chain, da. Terminul la de început și... Uuu, uh, hello! 5.000 de diamante. <laughs> Nu-s acolo, îs, îs la mine ah. în protocol. Da, și am zis că nu am avut două stecuri de blocuri de diamant cumpărând chestii și acum în piață, exact acolo în notariat, există iteme gratis pentru cine are nevoie. Mm, ok, ok, interesant. Frumoasă păi partea da. ta. Da. Ce pot să zic? Păi am zis că dacă tot am completat găulul să-i și stricăm undeva, că nu avea niciun sens să-i lasă acolo să putrezească. Și așa măcar i-am folosit mm -hmm. puțin. Acum că ne părăsi și nenea Dark... Ei, hey, salut! Ce faci aici? Uh, planul era să nu mă vezi, dar... A, vrei să că ful palmierul ăsta? Sau? Nu voiam să ful palmierul, nu. A. Planul era doar să nu mă vezi, dar... E că ai făcut ca asta, ca mică și eu sunt ca mare și nu am avut... Mă rog! E un, un, a, unul că un mai mare te acolo. Căutam, te căut, nu, lasă, gata că nu a, mai okay, trebuie. Ok, ok, gata, da. Altă dată. Uh, te căutam, chiar, chiar, te căutam. Ce faci? Cum ești? ești de bine? bine, sănătos. Vreau să mă duc și eu să-mi văd de treaba mea, dar te-am văzut aici. Uh, nu pot să-ți vezi de treaba ta, acum ca am niște treabă cu tine. Uh, ce Ceva treaba? malefic, diabolic. Sună bine, da? Nu știu, de depinde. Ce vrei să facem? Trebuie să mergem până la colpir. Da, și... Și mai, și mai departe. Vrei să spun tot acum? Hai că spun acolo mai bine. A, ok, ok, păi facem acolo, da, hai că... Bine, bine, hai, e hai corpir, la corpir, sună hai. bine, hai să mergem. Hai la, hai la corpire, hai. Știi care e singurul lucru prin care poți să deosebești chestia asta față de ceva făcut de noi? Faptul că are lichior de la foie? A, ok, nu asta, faptul că eu cred că o făceam roz. A, da, corect și asta, corect și asta. Da, da, da. Bă. Totuși îmi place blocul ăsta de diamant și faptul că aici scrie Invisible Man Was Here, nu Dani. Da, eu scris cine a fost, sincer să fiu. Adică... Vrei să zic? Ziazi. Zinu. De unde știi? Păi a venit, uh, nu știu dacă, ulti... uh, clipul meu anterior de Braslă, da, da, știi da. cum l-am început? Da. Cu Zinu în spatele meu și înconjurat de niște diamante, blocuri de diamante și niște glăzi și niște șurmă în timp în care îmi făceam setările. <laughs> adică a venit Zino peste mine, gen. Am înțeles. Uh, fii atent. A, lăsăm hmm. acolo, așa, a, ca să... Completare, completare. Zi. Bine, că nu o să știe ha? că ăla e de la noi și astea de la zi. Da, adică, exact, da, dar... nu o să știe, dar... Eu cred că o să creadă că ăsta e troll și o să zică că oricum Dani îi și... Da, exact, că noi și așa l-am trollat, știi ce zic? Lichior și... de lămâie, a, ah, ok. Am vrei să bem lichiorul? Să... lichiorul să... Nu, 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 lasă, Ura, e ok, nu hai să nu... Băi, nu-i bem băutura omului totuși, adică totul până la <laughs> diamante și băutura. Băi, bă, bă, e și... din adică contează că au ai e ca mai, mai special când îi primită, știi, ca așa toată lumea poate să-și cumpere. Corect, corect Bun, și hai o... să plecăm până nu se conectează și hai, ne hai, vedem hai, hai. aici pe amândoi. Că nu e bine. Am terminat tunelul către peștera dragonului, am terminat ultima licitație pe lângă asta, am lucrat și pe la spawn și am făcut un mic prank lui Nenea Colpir împreună cu Dani, o să vedeți asta probabil în videoclipul lui Colpir când o să-l posteze pentru că deja au postat unul zile trecute așa că cred că o să mai dureze până să vadă el prank ăla, dar nu prea contează, o să vedeți acolo ce s-a întâmplat pe la baza lui, iar noi o să încheiem aici, vă mulțumesc foarte mult pentru toate și noi o să ne vedem data viitoare. Pentru atunci aveți voi toate și voi am fost Dușmen, la